Salutare tuturor și bine ați revenit pe canalul de YouTube al proiectului 10 la Info. În acest videoclip vom continua să discutăm despre grafuri, iar ca să putem avea o foarte bună comunicare, în primul și în primul rând trebuie să învățăm terminologia grafurilor, adică fiecare situație cum se numește și cum ne exprimăm corect pe un graf, în așa fel încât atunci când primim o problemă sau atunci când avem de rezolvat o problemă, să știm să înțelegem foarte, foarte bine tot ce discutăm. De asemenea, trebuie să știți terminologia ca să înțelegeți la ce mă refer eu cu explicațiile mele. Și de asta, videoclipul de astăzi este dedicat terminologiei de la grafuri. Acum, în fața voastră, după cum puteți vedea, avem un graf similar cu cel din videoclipul anterior, dar nu mai știu exact cum era acela. Și în acest graf vreau să vedem puțin cum se numește fiecare parte. Acum menționez faptul că vom discuta despre terminologia pe grafurile neorientate. Terminologia include și grafurile orientate și arborii. Le vom discuta pas cu pas. În acest videoclip discutăm terminologia de la grafurile neorientate. Bun. Acum, în primul și în primul rând, într-un graf neorientat, informația pe care o stocăm se numește nod întotdeauna, adică aceste cerculețe cu numere, care vă spuneam eu în videoclipul anterior că pot să stocheze și informații și de obicei stochează informație, se numesc noduri. Aceste noduri au anumite relații între ele, iar aceste relații dintre ele se numesc muchii. Da? Deci fiecare liniuță din asta, fiecare legătură dintre două noduri se numește o muchie. Astfel putem spune că un graf este format din noduri și din muchii. Da? Asta este o definiție, să zic, general valabilă. V-am mai povestit ce înseamnă un graf. Da? Este informație cu proprietatea că avem între aceste informații și diverse relații. Dar foarte important de știut că avem noduri și muchii. După aceea, ca să putem discuta corect și să ne exprimăm corect, atunci când există o relație directă între două noduri ale unui graf neorientat, vom spune că cele două noduri sunt adiacente. Da? Am discutat în videoclipul anterior despre matricea de adiacență care stoca relațiile acestea. Practic, îmi zicea că I și cu J sunt adiacente dacă A de I de J era egal cu 1. Da? Nodul 5 este adiacent cu nodul 4, nodul 4 și nodul 3 sunt adiacente, nodul 1 și nodul 3 nu sunt adiacente. Pardon, cred că am zis că 3 și 4 sunt adiacente, da? Nu sunt adiacente, am greșit. Ideea este să existe o relație directă între ele, să fie o muche directă între ele. Da? 2 și 5 sunt adiacente, 1 și 5 nu sunt adiacente, 4 cu 5 sunt adiacente și așa mai departe, da? Bun, asta este adiacența. Acum, în funcție de numărul de noduri cu care un nod este adiacent, putem determina gradul nodului, da? Așa se numește. Gradul unui nod este dat de numărul de adiacenți pe care acesta îi are, adică numărul de muchii pe care le are. Uitați, gradul lui 4 este 1, gradul lui 5 este 3, gradul lui 3 este 2, gradul lui 2 este 3, gradul lui 1 este 1. Este foarte important de înțeles acest lucru și trebuie să țineți minte că gradul unui nod, da, nu e ca la matematică gradul, nici ca la fizică temperatură. Aici gradul înseamnă numărul de vecini, dacă vreți, da? Numărul de noduri adiacente cu nodul meu. Numărul de noduri distincte. Atenție că v-am spus că o muchie eu pot să o dau de mai multe ori, dar aia nu înseamnă că sunt mai multe relații, o singură relație dată de mai multe ori. Da? Și atunci gradul reprezintă numărul de muchii distincte care pleacă dintr-un anumit nod. Acum, atunci când vrem să spunem că o anumită muchie intră într-un nod, vom spune că muchia este incidentă nodului. Adică, atunci când o muchie și un nod, sau când muchia are una dintre extremități în nodul meu, vom spune că muchia și nodul respectiv sunt incidente. Da? Muchia și nodul sunt incidente. De fapt, muchia este incidentă nodului, da? Înseamnă că intră. Acum o să vedeți pe graful orientat, o să avem incidență spre interior, incidență spre exterior. La noi aici nu există așa ceva. Avem pur și simplu o muchie. Muchia aceasta este incidentă nodului 5. Muchia, aceeași muchie, este incidentă nodului 4. Bun. Asta este incidența. Acum,
Atunci când avem, de exemplu, un nod, acest 6, care are gradul 0, acest nod se numește nod izolat. Da? Acesta este un nod izolat. Bun. Un nod care are gradul 1 se numește nod terminal. 4 și 1 aici sunt noduri terminale. Deci, vedeți, cumva ne înfundăm în 4. Când mergem spre 4, ne înfundăm acolo, de asta se numește nod terminal. Ca și la calea ferată, acolo e un terminal. Ca la aeroport, în aeroport avem terminal. E un loc de unde nu mai am cum să plec, m-am dus acolo și acolo rămân. Da? Acesta este 4-le meu, acesta este 1-le meu, 6 este nod izolat. Și de asemenea trebuie să discutăm despre conexitate. Proprietatea de conexitate se referă la capacitatea mea de a merge din relație în relație prin graful meu și un graf se numește conex, de fapt, dacă de la oricare nod pot să ajung la oricare. De exemplu, aici noi avem 6 noduri și de la 1 pot să ajung în 2, de la 1 pot să ajung în 3 mergând prin 2, de la 1 pot să ajung la 4 mergând 1, 2, 5, 4, de la 1 pot să ajung la 5 mergând 1, 2, 5, dar vedem că de la 1 nu pot să ajung la 6. Întrucât de la 1 nu pot ajunge la 6, graful meu nu este conex, da? Este graf neconex, adică nu pot ajunge de la oricare nod la oricare. Dacă îl scot pe acest 6, veți observa că graful meu, care are doar 5 noduri, este un graf conex, pentru că de la oricare pot să ajung la oricare mergând pe aceste muchii pe care noi le avem. Și atunci graful se numește conex. Bun. După aceea, mai departe, vedeți că, practic, atunci când merg de la un nod la altul, trec prin multiple muchii și prin multiple noduri. O astfel de înșiruire de noduri prin care trec eu se numește lanț. De exemplu, 1, 2, 5, 4 este un lanț. De ce este un lanț? Pentru că, vedeți, sunt mai multe noduri conectate cu mai multe muchii. Acum, lanțurile pot să fie de trei tipuri. Avem lanțul elementar, care are proprietatea că nu repetă niciun nod. Adică 1, 2, 5, 4. Da? Este un astfel de exemplu. Există de asemenea și lanț simplu, care lanțul simplu repetă cel puțin un nod, dar nu repetă nicio muchie. De exemplu, 5, 3, 2, 5, 4. Vedeți că pe 5 l-am repetat, dar m-am dus în așa fel încât n-am repetat nicio muchie. Și atunci se numește lanț simplu. Și mai există de asemenea și lanțul compus, care lanțul compus repetă cel puțin o muchie, adică 1, 2, 5, 3, 2, 5, 4, de exemplu. Da? Am repetat muchia 2, 5, că m-am dus 1, 2, 5, 3, 2, 5, 4 și am repetat muchia 2, 5, deci asta a fost un lanț compus. Da? Asta este definiția lanțului. Acum, dacă am un lanț în care locul de unde plec este același cu locul unde ajung, da? Deci, practic, nodul de la care plec este echivalent cu nodul de la care ajung. Acesta se numește ciclu. Avem un ciclu. De exemplu, 5, 2, 3, 5 este un ciclu. Da? De ce? Că vedeți că mă duc, încep și termin în exact același nod. Acum, și ciclurile vor fi de trei tipuri. Avem ciclu elementar, în care, cu excepția primului și a ultimului nod, niciunul nu se repetă. Da? Deci 5, 2, 3, 5 este într-adevăr un ciclu elementar, pentru că doar primul și ultimul nod coincid. Astea n-am cum să nu-mi coincidă, de asta se numește ciclu elementar, chiar dacă se repetă nodul acesta, dar doar acesta e voie să se repete. Un ciclu simplu este un ciclu care repetă un anumit nod, dar nu repetă o muchie. Acum aici nu am nimic, dar dacă aș mai pune și muchia asta, aș putea să zic că 5, 2, 1, 5, nu. Stați să mă gândesc cum să facem. Să repetăm un nod, dar să nu repetăm o muchie. Da, 2, 1, 5, 3, 2, 5. Da? Am repetat nodul 2. Am repetat nodul 2, dar nu am repetat nicio muchie. Și atunci acesta este practic un asta este un exemplu de ciclu
simplu. Da? Ciclu simplu, repet, este un ciclu în care am repetat un nod, dar nu am repetat încă nicio muchie. Iar avem și ciclu compus în care repetăm, cel puțin o muchie, 5-3-2-5-3-2-5, de exemplu. Da? Ăsta este un ciclu compus. Bun, acum, astea ar fi lucrurile de bază, terminologia de bază și ca să le țineți minte vreau să le scriem împreună și vreau să le scriem ca să ni le și amintim, vi le mai spun o dată și scriem definiția și după aceea încheiem videoclipul acesta, pentru că videoclipul acesta am vrut pur și simplu să fie axat pe teorie și proprietățile de bază. O să vă mai spun câteva proprietăți pe parcurs. Bun, deci... În primul și în primul rând, două noduri între care există o muchie directă se numesc adiacente. Bun. O muchie și un nod. Sau nu. O muchie care are ca extremitate un anumit nod, se numește incidentă acestui nod. Da? Deci este incidentă acestui nod. Bun. Mai departe. Am zis adiacență, am zis incidență. Gradul unui nod este egal cu numărul de muchii care ies din nodul respectiv. Da? Numărul de muchii care ies din nodul respectiv. Acum, evident, putem să scriem între paranteze numărul de noduri adiacente cu nodul nostru. Bun, am discutat despre adiacență, incidență, grad. Hai să povestim un pic despre conexitate. Un graf se numește, dar înainte de conexitate hai să discutăm despre lanț. Lanțul reprezintă o înșiruire de noduri cu proprietatea că între oricare două noduri consecutive din această înșiruire există o muchie directă. Da? Există o muchie. Bun. Lanțul elementar este un lanț în care nu se repetă niciun nod. Bun. Lanțul simplu este un lanț neelementar, evident, da? Neelementar, în care nu se repetă nicio muchie. Lanțul compus este un lanț în care se repetă cel puțin o muchie. Bun. Acum, ciclul este un lanț care are... În care, de fapt, este un lanț în care primul și ultimul nod coincid. Sunt același. Ciclul elementar este un ciclu în care nu se repetă niciun nod, cu excepția primului și a ultimului. Bun. Ciclul simplu este un ciclu în care se repetă cel puțin un nod, dar nu se repetă nicio muchie. Ciclul compus este un ciclu în care se repetă cel puțin o muchie. Bun. Un graf se numește conex dacă între oricare două noduri există cel puțin un lanț. Da? Între oricare două noduri există cel puțin un lanț, nu contează de care.
O componentă conexă reprezintă o submulțime de noduri din graf care respectă proprietatea de conexitate și conține număr maxim de noduri posibile. De exemplu, aici, ca să lămurim un pic chestia, să zicem că avem aici un 6-7, un 7-8, un 8-6, de exemplu. Mai aveam și... ăsta era graful nostru. Aici sunt două componente conexe. De ce? Odată 6, 7 și 8 sunt număr maxim de noduri pentru care se respectă proprietatea de conexitate. 1, 2, 3, 5, 4 este o altă componentă conexă în care se respectă proprietatea de conexitate și ăsta e numărul maxim de noduri pentru care se respectă această proprietate de conexitate. Și atunci aici avem două componente conexe, 6, 7, 8 și 1, 2, 3, 4, 5. Da? Bun, am lămurit și aceste lucruri, acum eu le scriu ca să vi le și trimit. Ăsta e motivul pentru care le scriu, pentru că le vom pune pe YouTube acolo în primul comentariu, cum deja v-am și obișnuit. Acum, mai avem evident graful parțial și subgraful. Ca să înțelegeți, graful parțial reprezintă un graf din care elimin cel puțin o muchie. Deci dacă eu am un graf și mă trezesc să elimin cel puțin o muchie, acesta se numește graf parțial al grafului inițial. Iar subgraful reprezintă un graf din care am eliminat cel puțin un nod. Adică elimin nodul și evident toate muchile care îi sunt incidente acestui nod vor fi eliminate și ce rămân este un subgraf. Da? Hai să notăm și chestia asta. Graful parțial este un graf din care am eliminat cel puțin o muchie. Subgraful este un graf din care am eliminat cel puțin un nod și toate muchile incidente acestuia. Da? Deci ăsta ar fi și graful parțial și subgraful. Știm ce e lanțul, știm ce e ciclu, știm ce e graful parțial, știm ce e subgraful, știm ce e componenta conexă, știm ce e gradul unui nod, știm ce e incidență, știm ce e adiacență. Și desigur, cam astea ar fi cele mai importante lucruri. Acum, așa cum v-am promis în titlu, o să vă dau și câteva proprietăți interesante. Acum, aceste proprietăți vizează, de exemplu, două tipuri aparte de graf, și anume graful eulerian și graful hamiltonian. Acum, poate vă întrebați ce naiba înseamnă acest lucru, e ok, e normal. Graful eulerian este un graf în care există cel puțin un ciclu eulerian. Acum, cine este ciclu eulerian? Păi ciclu eulerian este un ciclu simplu care are proprietatea că trece sau că conține toate muchile din graf. De exemplu, ca să vă dau un exemplu în acest sens, hai să facem 1, 2, 2, 3, 3, 1 și după aceea facem 2, 4, 4, 5, 5, 2. Să ne imaginăm că avem acest graf. Vai, ce urât a ieșit. Așa, avem acest graf. Dacă ne uităm la el, el este eulerian dacă conține cel puțin un ciclu eulerian. Acum, ce înseamnă un ciclu eulerian? Un ciclu eulerian este un ciclu simplu care conține toate muchile grafului. Ce înseamnă ciclu simplu? N-are voie să repete muchii. Dacă le conține pe toate, înseamnă că trebuie să fie un ciclu care conține toate muchile, dar nu repetă niciuna. Și aici pot să vă dau un exemplu. 2, 4, 5, 2. Le-am folosit pe toate astea. 3, 1, 2. Adică, vedeți, 2, 4, 5, 2, 3, 1, 2. Am trecut prin toate, prin toate muchile. Este simplu. Și practic am terminat de unde am început. Și atunci ăsta este un ciclu eulerian și dacă conține graful meu cel puțin un ciclu eulerian, atunci automat graful este eulerian. Da? Hai să notăm și acest lucru. Un graf se numește eulerian dacă conține cel puțin un ciclu eulerian. Și am zis eu un ciclu eulerian. Este un ciclu care un ciclu simplu care conține toate, deci toate muchile
grad. Bun, și acum Hamiltonian, proprietate, așa cum am promis, da? O proprietate, un graf este eulerian dacă gradul tuturor nodurilor este par. Singura regulă care trebuie respectată. Gradul tuturor nodurilor să fie par. Bun. Acum o să scriu aici. Un graf se numește Hamiltonian. Da? Ca nenea de la Formula 1, Lewis Hamilton. Da? Nu e al lui graful, nu e l-a inventat, dar facem o asociere ca să fie mai ușor de ținut minte. Deci avem un graf Hamiltonian. Graful este Hamiltonian dacă conține cel puțin un ciclu Hamiltonian. Și acum un ciclu se numește Hamiltonian dacă este un ciclu elementar care conține toate nodurile grafului. Da? Așa, aici nu este nicio proprietate, este o proprietate care zice că dacă gradul tuturor nodurilor este mai mare decât n pe 2. O putem pune, dar nu e foarte utilă. Proprietate. Da, un graf este Hamiltonian, da. Asta e doar condiție de suficiență, da? Deci poate fi Hamiltonian și dacă nu se respectă această proprietate. Un graf este sigur Hamiltonian. Aici sus să știți că dacă există cel puțin un nod cu grad impar, nu este eulerian. Deci toate trebuie să fie pare, este condiție de suficiență, este condiție și suficientă și necesară. Aici este doar o condiție de suficiență, nu este neapărat necesar. Un grad este sigur Hamiltonian dacă gradul fiecărui nod este mai mare sau egal cu n pe 2, adică cu numărul de noduri pe 2. Bun, și asta ar fi proprietatea. Acum să vă dau un exemplu. Asta evident nu este Hamiltonian, pentru că trebuie să trec de două ori prin acest 2. Oricum o dau, în schimb dacă am 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 1. Ăsta este cel mai simplu model de graf Hamiltonian. 1, 2, 3, 4, 1. Am trecut prin toate nodurile. Evident, puteam să mai am și 1, 3. Și ăsta era un nod, un graf Hamiltonian, dar din păcate nu este eulerian, că n-am cum să fac un ciclu, am aici două cu gradul 3, deci știu sigur că nu este eulerian. În schimb, văd că 1, 2, 3, 4, 1 este un ciclu elementar care conține toate nodurile din graf. Și atunci graful meu este Hamiltonian, dar nu este eulerian. O altă proprietate. Un graf neorientat poate conține maxim n ori n minus 1 pe 2 nod, muchii, da? Și vă pot explica și de ce și vă pot arăta de fapt de ce. Motivul pentru care poate conține maxim n ori n minus 1 pe 2 muchii este pentru că de la 1, spre exemplu, poți să mergi spre toată lumea, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5 să zicem. După aceea de la 2, aici am pus 4 muchii, după aceea de la 2 o să pot să nu mai merg spre 1, merg spre 3, 4 și 5, merg către 3, da? Și atunci vedeți de la 2, 3, 2, 4, 2, 5 și de la 3 o să merg doar spre 4 și spre 5. 3, 4, 3, 5 și de la 4 mă duc numai spre 5. Atunci ăsta este un graf în care am pus toate muchiile posibile. Acest graf se numește graf complet. Și acesta mereu conține n ori n minus 1 pe 2 muchii. De ce? Că cu 1 am pus n minus 1, n minus 2, n minus 3, puncte până am pus 1 și atunci îi sumă Gauss de n minus 1, care e n ori n minus 1 pe 2. Și atunci vom scrie aici un graf neorientat care conține n ori n minus 1 pe 2 muchii, se numește graf complet. Da? Graf complet și evident viceversa valabil. Dacă avem un graf complet, știm sigur că el are n ori n minus 1 pe 2 muchii. Bun, dragilor, cam asta ar fi cu video acesta. Astăzi nu scriem cod, în acest videoclip n-am scris cod deloc, am discutat doar toată terminologia. Vă rog foarte mult să o recapitulați, să o învățați, în așa fel încât următoarele videouri care vor veni să fie foarte simplu de înțeles și
Desigur să nu existe niciun fel de neclaritate. Bun. Eu am fost Paul de la 10 Life. Nu uitați, dați like și subscribe, cum ați promis, că altfel nu mai fac videouri, da? Deci prin like-uri și subscribe-uri voi mi arătați mie că apreciați ceea ce fac. Văd că din nou am stat peste jumătate de oră, deci măcar un like și un subscribe ca să știu că ceea ce fac eu este bine primit și vi se pare util acest lucru. Asta a fost teoria de la grafuri. Vă mulțumesc mult pentru vizualizare. Întrebările voastre le lăsați în secțiunea de comentarii și până data viitoare vă urez mult succes. Salutare tuturor!